Seceta din acest an a afectat serios peste 7100 de hectare de culturi din județul Hunedoara, cele mai multe înregistrându-se la porumb, fiind calculate pagube totale de peste 27 de milioane de lei. Comisiile numite printr-un ordin al prefectului județului Hunedoara se vor deplasa pe teren și în perioada următoare pentru a constata și evalua pagubele la diferite culturi semnalate de către fermieri prin înștiințările depuse la autoritățile agricole din județul Hunedoara. Până la data de 31 octombrie au fost afectate de seceta pedologică o suprafață de 7124 de hectare de culturi agricole, iar ca și structura principală culturi agricole afectate de seceta pedologică, pot să vă spun că avem porumb 4707 hectare, plante de nutrit și perene 1900 de hectare, floarea soarelui 252 de hectare, soia 131 de hectare și alte culturi în diferite suprafețe mai mici. Potrivit informațiilor primite de la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara, valoarea pagubelor pentru culturile pentru care s-au făcut deja evaluările este de peste 27 de milioane de lei, iar numărul utilizatorilor hunedoreni pe terenuri agricole înscriși în evidențele APIA cu înștiințări privind pagubele cauzate de secetă este de 727, ei provenind din 36 de comune și orașe ale județului. Până la 31 octombrie pot să vă spun că valoarea totală a pagubelor în conformitate cu procesele verbale de constatare și evaluare întocmite pe baza devizelor transmise de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii este de 27.071.263 de lei. Ca și UAT-uri afectate, numărul acestor este de 36, ceea ce pot să vă spun că până la data de 15 noiembrie a fost ultima zi în care s-au putut depune științări la nivelul primăriilor din județ, astfel că încă în acest moment avem echipe pe teren. În România, suprafața totală afectată de secetă a depășit 1 milion de hectare la data de 10 noiembrie 2022, iar raportarea a fost făcută pentru 37 de județe, inclusiv Hunedoara și municipiul București.